Muzeul Civilizației Dacice și Romane a organizat sâmbătă 14 mai evenimentul național și internațional Noaptea Muzeelor. Numerosul public care a fost prezent la manifestare s-a putut bucura de o adevărată feerie de muzică și culoare oferită de elevii și cadrele didactice de la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva. Acest lucru a fost posibil datorită unei fructuoase colaborări între Unitatea de Învățământ și Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Am venit atât cu clasele de arhitectură și plastică, cât și cu clasele de muzică, care se vede au un concert foarte frumos. Pe activitățile noastre le-am împărțit pe secțiile pe care le avem. Colaborarea cu muzeul s-a desfășurat într-un parteneriat în care dumnealor ne-au ajutat să organizăm aceste activități cu niște sume de bani de care noi am cumpărat materialele de care avem nevoie. Și noi am venit cu copii care sunt, cred că, foarte bucuroși să facă tot felul de activități practice. Noi avem pe arhitectură acest stand în care i-am invitat să deseneze cum va arăta Deva în 2030. Colegii mei au mai avut, cei de la textile, un atelier în care au pus toți copiii bucățele de pânză pe niște manechine desenate și au creat costumații. Cei de la plastic au desenat în atelierul lor pe pânză cu culori de ulei. Afluxul mare de public nu trebuie să mire pe nimeni, întrucât din cauza pandemiei, evenimentul s-a desfășurat online. În acest an, cei de la Muzeul din Deva au organizat manifestări și la secțiile de la Brad și Orăștie și așteaptă și în viitor oaspeți care să viziteze expozițiile instituției, atât pe cele de la sediul central, dar și pe cele de la structurile din județ. Ce înseamnă Noaptea Muzeelor aici la Palatul Magna Curia în acest an? Practic, ceea ce nu s-a întâmplat de 2 ani încoace sunt niște manifestări organizate în colaborare cu Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva. După cum se aude, sunt copii, sunt profesori care au organizat evenimente, fie muzicale, fie care țin de artele plastice. Pe lângă acest fapt, trebuie specificat și că se mai organizează câteva evenimente la Muzeul de Artă Populară și Etnografie în Orăștie și la Muzeul de Etnografie și Istorie Locală din Brad. Așteptăm în continuare vizitatori care să vadă și expozițiile organizate de-a lungul anilor de către Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Ediția din acest an a Nopții Muzeelor este cea cu numărul 18, dar în Europa manifestarea a început la Berlin în urmă cu 25 de ani. Conform tradiției, evenimentul se organizează în cea mai apropiată sâmbătă de 18 mai, când se serbează Ziua Internațională a Muzeelor.